ziua! Astăzi vorbim de cădița de duș. În cazul în care cădița de duș este foarte veche, da? Sau cabina de duș este foarte veche și mai dă și apă pe afară când faceți duș, trebuie să o siliconăm. Pentru început o ștergem foarte bine, trebuie ștersă, da? Ca să nu aibă praf și alte minunății. Și după aceea o siliconăm. Ia uitați-vă cum curge apa pe aici. Așa, vă trebuie cărpe uscate, de preferat să nu le mai folosiți. Așa, vă trebuie un tub de silicon sanitar, un pistol pentru silicon. Și dăm cu silicon acum. Așa, și apropo, tubul de silicon să fie transparent siliconul. Da? Uitați-vă și voi, frumosel, cum se dă frumos cu pistolul, păcând cu mâna te chinui de te ia naibii. Ia uitați. Îi dăm și pe afară, îi dăm și pe interior. Și asta este. Și se face cădița ca nouă. Putem să facem băiță. Cum trebuie. După aceea dăm cu scuipat pe deget, da? Și dăm așa și facem ca un fel de kit pentru cădiți. Și lăsăm 24 de ore ca să se usuce. Cum trebuie. De-abia după 3 ore prinde o poșghiță silicon. De întărit se întărește după 24 de ore, așa că aveți mare atenție ca să nu luați de la zero. Da? Și după aceea o ștergeți pe cârpă. Așa se siliconează o cădiță.